Au mai rămas doar câteva zile până la derbiul oltenesc dintre CS Universitatea Craiova și Pandurii Târgu Jiu. Petre Grigoraș, antrenorul formației gorjene, se așteaptă ca stadionul Ion Oblemenco să fie arhiplin. El spune că o atmosferă de campionat mondial i-ar motiva inclusiv pe jucătorii săi. Craiova mănâncă fotbalul pe pâine. În Oltenia am simțit-o și pe pielea mea aici când am jucat contra Craiova acum vreo câțiva ani. Este cea mai iubită echipă din zonă. Și sunt convins acum foamea de a vedea meciuri în Liga 1 după o secetă de câțiva ani îi va aduce la stadion, sunt convins, pe spectatori, dar spectatori care își vor încuraja echipa, cred că e foarte bine și pentru noi și pentru jucătorii noștri să joace într-o astfel de atmosferă în loc să joci, eu știu, cu 200 de spectatori în tribună, indiferent că te înjură sau te aplaudă. Mai bine să fie 20.000 sau 30.000. Mi-aș dori ca stadionul să fie arhiplin, să-și încurajeze propria echipă, niciun fel de problemă, dar măcar să jucăm într-o atmosferă de campionat mondial. Grigoraș a amintit că în sezonul trecut a avut o ofertă de la CSU pe care a declinat-o. O echipă pe care eu o respect, la care aș fi putut să ajung anul trecut, au insistat să merg acolo. Au fost niște motive obiective, nu de altceva. Aș fi vrut să mă duc, dar cred că așa a fost să fie la momentul respectiv. Acum ne vom întâlni ca și adversari. Partida dintre CS Universitatea Craiova și Pandurii Târgu Jiu din prima etapă a Ligii 1 se va disputa vineri de la ora 21 pe stadionul Ion Oblemenco.